Tema emisiunii astăzi e dragostea, patima. Dar până atunci, fiți atenți. Mă duc azi dimineață, mâncam aș, să mor așa mie de dracă, nici nu mie să stau cu el jos, să nu se tocească. Mă duc astăzi, băi, mâncava și să mă încarc și eu telefonul. Cu 25 de euro. Cum nu știu numele, numărul pe de-arostul, dau M.O. Mondialul. M.O. Și dau telefonul la doamne. 25 de euro. Bam, bam, bam. Cum era îngrăbit că am parcat mașina, aiurea, când a zis, gata, am plătit banii, am luat telefonul și tai-o. N-am mai luat nici bon, nimic. Mă duc către centru. Nu mă dară când încarc telefonul imediat. Bim, 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 escroci. Ai bonus, ai ghinele, ai intra-acolo, intra-acolo, te-ai var doctorii cu telefonia voastră. Deci fiți atenți încă ceva. În 97 am avut prima dată telefon. Celular. Primele modele de Nokia. Deci, ca să înțelegeți, dacă aș avea numai banii care i-am plătit pe convorbirile telefonice, cât am încărcat telefonie, iar v-aș dau la pupu voi ăștia care vă luați de mine. Așa, să nu ies de la subiect. Bă, mâncați-l, mă sui mașinul și tăi-o către centru. Mă duc aproape un kilometru. Nimic. Niciun mesaj. Vreau să sun. Stai să sun. Înainte de a apela, creditul, dau dimă, bea mi-ar caruncă odată, înainte de a apela, stai și hai înapoi. Mă întorc din drum și mă duc acolo, zic, doamnă, ia vezi, de ce nu mi s-a încărcat telefonul? Mai dați-mă odată numărul. Îl dau, mă, o, mondialul. Nu numărul ăsta mi l-ați dat. Tu, femeie, cum să nu-ți dau numărul ăsta, tu? Nu, numărul ăsta, domnule, zice, ce te agiți așa? Bine, nu ți-am dat numărul ăsta. Anulează încărcarea și încarcăm telefonul. Nu că poate omul a vorbit. Tu, anulează-mi încărcarea și încarcăm telefonul. Că așa telefonul în numele tatălui îți dau, nu-i vorba de 25 de euro, dar de nu-ți crep capul să moră cea mai scump. Când am zis o dată că te luam, i-ai carul în gură. Stai, domnule, zic, ce număr ai încărcat? Arată-mă, că zic, a vrut să mă ardă, bă. Ce număr ai încărcat? Mi-arată numărul, bat pe telefon. Ce mi-apare? Mongolul de la Ploiești. Ai, ai, la mongolul i-am încărcat telefonul, băi, mâncava. Anulează-i, anulează-i și bagă aici. Bă, mi-a anulat. Bandiz, bă, zice că nu poate să anuleze. Înțelegi? Bine, că... Îi dădeam cu telefonul cap la crizele care le-am avut. Bă, n-ați văzut că am făcut clip și mi-au venit crizele și am luat Biblia. Mă gândești că un pic, nu știu, dar auziți, să mor de vămit. Băi, oameni, așa mă simt de curat. Bă, voi vă dați seama, mă, de când am jurat pe Biblie, mă, că nu mai mă duc să joc, măi. Nu mai joc. M-am jurat pe Biblie urât pe Liana. Iau de Liana. Deci m-am jurat pe ea că nu mai joc, mă. Înțelegeți? Și să mor de vămit așa liber mă simt. Parcă m-am scăpat de o povară. Înțelegeți? Ascultați-mă ce vă spun. Faceți și voi treaba asta. Da? Dacă sunteți bărbați, să nu călcați jurământ. Și să vedeți cum vă simțiți. Că n-aveți șansă.
Bartok, I'm sorry. Băi, fiți atenți aici. Eu, în copilărie, am făcut multe rele. De asta nici. Dar v-am povestit. Am dat după muscă, aveam din ăla, că erau atunci de alea care omor muștile, un len cu un cauciuc de la camera de, cum erau atunci la roți camere din ele, le umflai, băga acolo, înțelegi, o bucată de cauciuc din ăla, bătut cu cui un len și am dat să omor musca pe parbriz la mașină, la Dacia, la tata. Și era securizat, s-o spart, s-au s-o făcut floricele și am zis, mii, tată, ce parbriz faci? L-am spart, doamne, e ferci, ce bătaie am luat. Iar cu tui mămăligă din brânză, de cu brânză, când a mâncat-o frate-sul tata, Boc, Bocoș, și-a pus vina pe mine, un labur de mămăligă cu brânză. M-a bătut tata, a venit rupt de foame de la lucru, băi, cum erau pe vremurile alea, că eu aveam vreo 5 ani, 4 ani, 5 ani. Rupt de foame, mă, mâncați așa, bă. O luat labușul în gură, așa, că tot de mămăriga cu brânză și cu slănina frită. Copilul a mâncat-o, ce bătaie, tu-i mămăriga din gură, tu-i mămăriga din gură. Băi, câtă bătaie am luat, mă. Iar când cu pescuitul de-a mii, am cumpărat un pește din ăla în pungă, l-am adus acasă, un gupi sau sifo sau Dumnezeu știe ce-a fost. Eu m-a pus să-l mânghe viu, mă, mâncava și mă... Când am mers la bijuterie, nu știu dacă v-am povestit asta, când am mers la bijuterie cu... unul ce stă cu vara mea, cu Viorica, lordul. El a prins poliția la aur, ăla vindea la tata aur. L-a prins poliția, m-a prins și pe mine. Atunci era că îți lua aurul, vine poliția acasă, îți lua aurul. Dacă nu te băga la pușcărie, trebuie să dai cotă. Mă, voi vă dați seama cât aur am acolo de la tata, cum l-a confiscat și încă nu m-am ocupat să-l ridic. Deci bătăi multe am primit. Bătăi multe. Și mai multe, oi, oi, mai multe. Când am stat închis 1 mai, 2 mai, și nu știu cum a căzut vinerea, și sâmbătă era 1 mai, nu, sâmbătă, nu, lunea, marța, 1 mai, 2 mai, duminica nu se lucra, sâmbătă după masă, de sâmbătă după masă până în 2 mai seara am stat închis în veciune, în servici, fără mâncare, fără lumină. Puteam să, că erau uși de plastic, de carton din alea. Eram boxer. Puteam și cu pumnul. Cam de multe ori am spart ușile, dar nu e la apartament, că m-am spus eu. Pe între etaje, dădeam câte un pumn, îmi intra pe dincolo. În scaunile alea, știți că era scaunii din alea, cum era mai mult la poliție. Mai de mult, scaune de alea de lemn cu placaj din ăla, așa, alea de lemn, mai de mult. Cum era în anchete, în poliție. Concurs, de gen câte un pumn îmi intra cu el, bum, 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 câte 5-6 scaune. Eu am ascultat întotdeauna, dar am avut și ieșiri. Să fug de acasă, să mă arunc pe bloc, să mă arunc pe bloc, a fost atunci când cu măsa lui Beni, cu Bianca, când a zis, tată, nu mă las să mă stau cu ea. N-o stai așa că mă arunc pe bloc. Asta e criză pe moment. Criză pe moment. Și le faci. Înțelegeți? Cu Liana, și eu am vrut să mă tai la mână și Liana, dar Liana s-o tăiat.
Liana a luat și un medicamente de dus-o la spital pentru mine. Vine, mă, i-am vrut numai să mă tai. Când o dus-o, încă îți vă dați seama, mă tăiam în casă, singur în casă, venile, s-o scurgea sângele, am intrat în amorțală din aia, murei. Ce vreau să zic? Bun, e vinul ăsta, mă. Ce vreau să spun? Băi, oameni, îți copii ăștia tineretul ăsta. Văd la televizor. Măi, copii, ascultați-mă ce vă spun. Indiferent, părintele vostru, cum îi? Rău, bun. E părintele vostru, dați-i ascultare și iubire. Că să vă mai spun ceva. Când ai bani, tăte-ți bune. Când n-ai bani, ia șemii. Când ai o problemă, ca părinte vorbesc, când ai o problemă mai gravă, iară-ți rele. Unii părinți, ca să se răcorească de problema care o are, să răzbună pe familie, ceartă în caz, îi bate pe copii, le impune niște chestii, înțelegi, care nu-i bine, o dăm patima băuturii, alcoolului, în patima jocurilor. Înțelegeți? De-aia trebuie înțelegi, părință. Eu, mulțam lui Dumnezeu, ați văzut după clipul, nu am procedat 30% din cum a procedat tata cu mine. Nu am procedat cu nici cu Lobo, nici cu Beni. 30%. Restul 70% le-am procedat cum știu eu. Cum mi-ar fi convenit mie, înțelegeți? Deci atunci, cu tata, 30% nu-mi convenea, 70% eram mulțumit. De ce? V-am spus, meram la școală, dacă luam nota 5, îmi dădea 50 de lei. Nota 7, 70, nota 10, 10 numai la educație am luat. Deci 10, 100 de lei. Înțelegeți? Luam nota 4, puteam să iau 4 turi de note bune, că nu îmi dădea bani. Luam nota 2, nota 2 încă mai mere. Două turi de note bune. Mai așa erau calculile. Ia, băi, oameni. Deci, era bine. Mă îmbrăca pe vremurile alea. Deci, numai pantofi la comandă. V-am mai spus, pe Napoca. Pe dreapta, chiar cum intri pe Napoca, pe dreapta era o pantofărie. La comandă îmi făcea pantofi. În capă de la Napoca, față în față cu Continentalul, pe stânga, croitorie. Costume la comandă îmi făcea. Înțelegeți? Pe vremurile alea, vineau italienii. Am luat atâta blugi, geacă de la italieni, ceas electronic. Deci eram bine de tot. Dar la școală nu-mi cerea, numai să trec clasa. Înțelegi că eu nu eram construit să ies, o vrut tata să mă dea la Iași, la școala de ofițeri. Înțelegi? Dar așa a fost situația că n-am mai ajuns. Deci eu n-am fost construit ca să ajung vreun, știu eu ce, director sau ăsta. La noi mergea atunci, că așa era mentalitatea, ce-o fost taică, tu să mergi și tu mai departe. Înțelegeți? Tata bișnițar.
bijnițar foarte bun, bine cu avut și meseria de șofer. Înțelegeți, numai că s-a pensionat de boală, că tata de tânăr a fost bolnav cu diabetul, după la vreo 35 de ani. În fine. Dar, acum, eu am aplicat cu culobul, cu Beni, mai puțin, că Beni nu o sta la mine, o sta la masă, altă tactică. Băiatul meu, prietenul meu. Înțelegeți? Să-l văd dacă e viril, m-am dus cu el la muieri. Bombardăm amândoi. Și cu el și cu Beni. Am un Beni, îmi pare rău că aud din nevastă ta, dar nu erai cu ea atunci. Să văd ce cutia. Înțelegeți? I-am pus la probă. Să văd, poate să-și câștigi un ban. Că noi trăim toată viața. Vedeți că locurile de muncă sunt ocupate. Din ce cauză sunt ocupate? Nu sunt locuri. Înțelegeți? Și trebuie să faci cumva să trăiești, să-ți întreții familia. Deci am căutat ca să nu îl disper. Eu îl mai disperam așa la cameră. Îl disperam. Nu ieși afară, nu știu ce, nu știu ce, înțelegeți? Ca să râdem, să glumim. Dar nu există așa ceva. No! Vrea copilul să margă la o zonă mastică, vrea să margă în excursie. Au fost complicat la Paris în excursie și n-am avut bani, că eram jucător la casino, mi-am pierdut și suflarea de mie și bani, cât trebuie lobul la excursie? 2000 de euro. 4. Înțelegeți? Deci cum? Nu merge așa ceva. Am avut și niște probleme pe tema dragostei cu copilul. S-a îndrăgostit. Pubertatea. Măi, fraților, măi, asta e tema, mă. Auziți aici. Văd la televizor. Uite-te cum e fata asta acum, care a găsit-o în lacul ăla de acumulare, în lacul ăla, după atâtea zile. Câți ani are? 14-15 ani? Ce-o mărs în tabără. Încă nu se știe motivul. O dispărut de acolo, s-o necat. O mărs și s-o aruncat în apă. Încă nu se știe motivul. Acum nu pot să dau vreun verdict. Așa după mintea mea, la 14 ani. Din dragoste nu a făcut-o. Aici e altă treabă. Terorizată. Ori terorizată acasă, ori la școală. Și din cauza fricii, rămâne închisă nu numai fata, oricare persoană, copii care sunt terorizați acasă, la școală, între prieteni, terorizați în ce fel? În ce sens? Sunt copii la școală care vin alții mai șmecheri, îi trage de o parte și le ia drept. Dacă zici, te tăie. Dacă zici, te bombardă. E violă, înțelegeți? Băi, copii, ziceți, spuneți, nu? Că asta nu poate să meargă așa. Pentru că dacă mergi pe calea asta, urmează. Ori să te spânzuri, că nu mai reziști, ori să te arunci de pe undeva, de pe un bloc, ori să faci vreo prostie, să iei marafet, să nu mai știi de tine și mori. Mai bine spuneți problemele care le aveți.
Dacă ai probleme cu străinii, spune-le părinților tăi fără rușine. Dacă ai probleme cu părinții, spune-le neamurilor tale, prietenilor tăi. Înțelegeți? Atât băieți cât și fetele. Băi, fraților, fiți atenți aici. Trebuie să ai curajul răspunderii. Să nu-ți fie frică. Că nimeni nu te omoară. Ascultați-mă ce spun. Vedeți fata asta care lucra la barman la bar. Barul ăla era condus, eu vorbesc din ce am auzit și să nu niciuna. Intra o gagică frumoasă, comandă, pune elixirul bombardării în pahar. Le punea în pahar, le vinea cheful, intra la baie să se masturbeze, intra după ea, că dar când îți pune din ăla în pahar, deja lilicul să-mi foie, îți trebuie, îți bagi de ajetul în gură, ca femeie, uș, și mere după ele și le bombarda. Din veceu, ușa secretă în camerele, ăsta. Fata asta, posibil să fi, să nu fi fost de acord să facă, să pună în pahar, posibil să fi amenințat că dăm primire, și atunci i-o pus de ei doză prea mare. Înțelegeți? S-a murit. Dar dacă e, spunea de la început, băi, eu nu mai vin la lucru, salut! Vedeți că am lăsat caseta înregistrată, nu știți unde e, dau mie fel de pățări ceva, la banca cu tare, într-o lună de zile, lăsat un scris, s-o ridice să asculte poliția. Nu mai avea nimeni nimic cu ea. Fete și băieți din dragoste s-au omorât. O tras pe nas mai mult, ori s-au aruncat de la etaj. Înțelegeți. Auziți aici. Viața adevărată, nu vorbesc, escapadile astea extravagante, care să fac excepții, că o iei de muiere la 15 ani și zvârli un copil, 2-3. Se întâmplă nu numai la țigan, și la român și la unguri. Dar unde? Unde nu este coordonare în casă, unde părinții îți despărțâți, ori plecați la munci în străinătăți și copiii rămân de capul lor, sau la țigani unde e legea lor. Înțelegeți? No, ăia nu se bucură de viața tinerească, de copilărie. Pentru că la 16 ani aloptează, se deformează, să înțelegeți. V-am mai spus în alte clipuri și mai ales pe prezumția mea, pe ideea mea. Un bărbat, ca să iubească femeia până la atunci bătrâneță, trebuie să fie o diferență de minim 15 ani, 10-15 ani, de ce? V-am mai zis-o. Eu când am 50, ea are 40. 35. Cum arată? Bine. Dar dacă și ea are, dacă e mai mică cu 2 ani ca mine, cum văd de obicei, încă bărbatul la 50 de ani mai e cum e, dar femeia e zbârci.
Ce o la pungă, punga golă. Ce o la botă, nu se scolă. Și ce faci? Merg la alta. Înțelegi? Sunt copii. Văd și pe Facebook. Fete îndeosebi. Sau băieți. La 17 ani, 16 ani, își pune într-o relație și pune cu cine îi. Își pune poză, cum se sărută, inimioare fără număr, pupici angro, și după 3 luni de zile, îl văd pe ăla single și pe ea, nu mai știu cum să zic, dar cum scrie, n-ai știut să prețuiești și să iubești ce ai avut, lasă să se bucure altul și înțelegi signale și mere la altul. Înțelegeți? Ți-ai început viața sexuală de mică? Așa mergi, că ești învățată din botă în botă. Ești învățată din botă în botă, cu unul și cu altul. Că pe... este una pe Facebook de... Într-un an jumate am văzut-o de 12 ori, într-o relație de câte 2-3 luni. Și de... cu tăți poză cum se sărută și... Păi când ai luat-o pe una și ai sărutat-o și o prins în brață și bași mâna între picioare, înseamnă că ai și bombardat-o. Bine, înțeleg, nici nu o să discută. Înțelegeți? Dar sunt copii care pune inima în dragoste. Și asta unde se întâmplă de obicei la băieți. Ascultați-vă asta. Nu la fete, la băieți. Băiatul suferă cel mai mult la tineret. Deci când am pus să te îndrăgostești de o fată, simți că o iubești și îți faci autosugestii în tine. Cu asta vreau să am familie, vreau să am copii, vreau, exact ca și pompierul, să nu mi-ajute Dumnezeu dacă vă mint. Mâine dimineață îl sun pe peștile să vină la mine. Fără regii, cum fac ăștia la televizor, păi, eu scârboz de ei, mă, regii. Fără regii. Îi spun pește, ia zic ce-o zis pompierul când era cu aia de la care l-am despărțit, cu prima cu care are 2 copii, un băiat și o fată. Fata nu e a lui, e a lui Doro. Ni. Aia cu care am trăit eu prima dată, din pompier. Ce faci mai pompier acolo acasă, la țară? El în curte, pe oală, că atunci n-avea făcut așa acasă. Îi dădeam un pumn în șoș, la casă, că pe șoșul ăla s-o sprijini, căsuța țânărea. Tica casa jos. Ce faci, mă? De ani stau și mă gândesc că vreau să prind cu moierea asta dâns bătrâneață. Zice, să am 5 copii cu ea și să am nepoți. Zice, când ești bătrân, ia cu alea în iapă, prispă. Să stau și să le povestesc viața mea și ei să mă prindă de barbă, nepoțul și de ală. Și aia nu mă stătea și vedea. Am zis, vai băgați-ai limba motroșca ei, că nu știu dacă mai apuci un an să stai cu ea. Înțelegeți? Bă, dai venit, bă, să mă disperi, bă, dar nu-mi dai pas să-mi trăiesc viața. Păi cum să-ți trăiesc viața, măi, copara, ajută, măi.
Așa fac și copiii autosugestii. Și ăstea îl face să se îndrăgostească mai tare. Mintea copiilor la 15, 16, 17, 18 și până în 20 de ani e slabă. Astăzi am venit de jos de la Big către casă și am oprit mașina acolo la un butic să iau o franzelă. Fiți atenți aici. De la școala asta de aici, de pe Moldoveanu, două fătuță, eu nu cred că erau clasa 5-a, ori a 4-a, ori a 5-a, cu ghiozdan în spate. Două fătuță. Așa le-am auzut în trecere, trece-o pe lângă mine. Nu știi tu băiatul ăla, o dat un nume, băiatul ăla, toate fetele se uită după el și moare după el. Băi, oameni, băi, clasa 4-a, 5-a, n-au ce ziceți. Deci, voi băieți, ăstea, până în 20 de ani, îs aventuri, mă. Rar, foarte rar. Pe până la Liana am avut o groză de iubire până la Liana. Vă dați seama și când am luat-o pe Liana, nu mai știu cât am avut, 30. Că 30 sau 35, nu mai știu, dar 30 am avut. Da. Înțelegeți? Foarte rar se întâmplă ca doi din copilărie să se iubească și să ajungă până la adânc bătrâneață. Foarte rar. Acolo deja trebuie să fie... Soră și frate. Soră și frate. Că vă știți că iubirea, așa se zice, că e prima etapă, iubirea. A doua vine, nu știu cum, obișnuința. Dumnezeu știe, cam așa, nu le-am eu cu astea. Că eu, știți de ce nu le-am? Pentru că eu mă jur și vă blastă. Eu și la ora actuală, mi-e mai dragă, îți mai îndrăgostit Elena ca și la început. Vă dați seama, mâncat. Și ea la fel. Ea la fel. Pe observ exploziile de gelozie. Liana se reține. Sigur. Vă arată tata, vă face tata clip, să vedeți cum zice. Ce mă? Zâm să mă duc și mă duc. Tu crezi că-s disperată după tine? Și de zic, ia-ți bagajul și ieși? A născuțit-i de pe suporturi. Le așa, ne-a ca nici alea aruncă mie. Înțelegeți? Hai, n-o pace, n-o, că prea multe rele fac, prea multe din astea și mi le acceptă. Mi le acceptă că mă iubește. Mi le acceptă pentru că știe că așa-s eu. Înțelegeți? Și pentru casă-s, bărbatu-s, tot ce trebuie. Deci, voi copii, fiți atenți. Dragostea adevărată începe de până la 20-25 de ani. Până atunci, lăsați-o încolo, mă, distrați-vă. Când a zice către tine, mă, de astăzi am încheiat-o, sau tu, fată, când ți-a spune, auzi tu, de astăzi am încheiat-o, să zici, ceau și la revedere. Și fii atentă, înapoi să nu te întorci, nici tu, nici el. Devine cu rugăminți după o săptămână, două, trei. Am greșit. Că... Placa se repetă. Placa se repetă. Vede
că prins muști mumeala și zice, asta o mai mușcă, ăsta o mai mușcă, că e băiat, că e fată. Înțelegeți? Ascultați-mă ce vă spun. Pentru că lumea e grea în ziua de astăzi. Lumea e grea. De ce? Eu mă uit la televizor. Băi, să știți că eu nu-s bărbatul cum mă faceți voi. Pentru că ăștia care mă fac pe mine, eu am stat și am studiat pagina lor, la care am putut să o studiez, că majoritatea în 2014 fac. Înțelegeți? Dar sunt și ei ăștia cu pagini. M-am uitat la pagina lor. Băi, sunt persoane tvoi. Păi bă, băieți, bă, mie-mi place așa. Uite, eu să nu mă duc la frizer, păi eu dacă mă duc la frizer, mă duc să mă bărbierez, să mă pun la punsă ăsta. Bă, băieți, bă, dau clasă la multă lume. Păi am 1,83 m, mă. Sunt puțin mai grăsus, dar știți că în ziua de astăzi e la bază omul cu puțină burtică. Să vă mai spun ceva. Când eu am făcut sport, am avut ce trebuie și acum. Am fost la masaj, în Oradea, în Felix, la Apollo, și-a zis masorul ăla când s-a apucat de mii, domnule, zic, dar ce-i pe tine, măi omule, că gândești că e tablă chiarea ta? Deci, carne, băi, înțelegeți? Deci, să făcea sport și făceai corp pe bază de muncă, sport muncit. Acum faci sport și faci corp pe ce? Și tu crezi că dacă stai pe loc și te faci reașenia? Nu, mă, trebuie să alegi, să faci sport, să transpiri, să curgă apile pe tine, fără să iei anabolizante, care te umflă. Care, vă spune Nelson, 100% siguranță, ăștia care acum au 20-25 de ani și au, uite, așenia, când ajunge la vârsta mea, umblă în șalopeche largi, să nu se vadă nimic, să nu li se vadă trupul. Că le cad cărmurile. Ei, la bătrâneță, vai și amar de organele lor. Ascultați ce vă spun. Bineînțeles că Nelson cunoște, știe, pentru că tata o zis cătămii. De te doare capul, nu lua golcamin. De te doare, de ai temperatură, nu lua, am dat cum zice, nu lua medicamente. Pentru că medicamentele sunt făcute din o groază de prostii, care înghițite în trupul tău, în organul tău, îți atacă ficatul și de la ficat pornestăci. Uitați-vă că la vârsta mea, 52 de ani, să mor dacă vă mint, la petreceri beau o sticlă, două, de băutură alcoolică, mănânc orice fel de mâncare, dacă trebuie să alerg, alerg, dacă trebuie să depun efort, depun efort. În spital nu am fost niciodată, în afară de cu piciorul sau cu dantura, bem iascarul care vă mai luați de dințâne, nu v-ar ajuta Dumnezeu toată viața și la familia voastră. Mă, oameni, nu v-ați săturat, măi, sugăceilor, mă, de 2 ani de zile să-mi futeți capul cu dință. Păi voi nu vedeți că eu nii, mă mândresc cu dințâne, mă. Eu mă mândresc cu dințâne. Păi ce tot atâta o sujeți și o zmotociți? Terminați odată, tăiau doctorii pe grumați și pe copți în jos. Să vă taie. Băi copii, bă, am cunoscut părinți și cu
cunosc părinții, care au venit și supărați aproape plângând. Mai înalt somnă, mai mare noroc ai cu copilul tău, mă. De ce, măi, omule, mă? Că e ascultător, că uite, măi, dar te ce face, mă? Ea spune, măi, omule, și dacă dăm voie să stau de vorbă cu ei, să-i pun la punct, din vrăjeală. Uite-te, măi, omule, măi, îmi cere, măi, să-i cumpăr bluși din ăia, să-i cumpăr ceas din ăla și eu de-abia primesc un salar cu muieruța mea să-mi plătesc la bloc și să trăiesc în casă. Păi, copilă, lumea a avansat. Lumea a avansat. Uitați-vă, este băiat frumos, arătos, din toate punctele de vedere, dar nu e îmbrăcat firmat, nu pune pe masă un rând de chei de mașină și un telefon ca lumea. Și ce se întâmplă? Sugătorile, bă, las, bă, urât, că de-aia am zis, mai înainte de urât, băia mea scară, eu nu sunt urât, mai jos, bărbat ca lumea, mă, fute bă, lumea în gură. Ei, dar ce dracu tot o suge sus motociță cu mine? Mere și la alege pe ăla. Și tu, băiat frumos, dar cu tocurile la pantofi tocite și cu pantalonii între picioare roși, n-ai șansă, băi, băiatule, băi. Asta nu înseamnă că trebuie să-ți terorizezi părinții. Trebuie să fii capabil, tu singur. Să o faci din vrăjeală și comportament să iei de la ăla, să-ți aducă ție și să o și bombardezi. Înțelegeți? Pentru că ăla care are îmbrăcămintea și chei și telefon, ăla nu e lui șmecher, părinții lui șmecher. Ăla n-are vrăjeală, ăla știi ce face? Ce bea iubire, ce mănânci? Înțelegi? Hai să mergem la mașină, o ia și o duce. Bineînțeles, îl o apleacă, îl uge, o fircălește și dă drumul. Dar tu, care nu ai părință aia, tu ai alte calități. Înțelegi? Alt standard. Deci nu trebuie să-ți terorizezi părinții. Trebuie să te ducă capul. Dacă n-ai practic șmecheri, de la care să înveți, te învăți eu ce să faci. Ia filme vechi. Filme vechi, mafie. Și copiază. Uită-te la filme. Bagă aici în cap. Pentru că nu s-a născut mafiot bogat. Tăți-o fost săraci. Au început prin jafuri și trăhării. Înțelegeți? Nu trebuie să iei de la mata bani și de la tată tu să mergi să-ți cumperi plicuri legale sau fum legal, să te închizi undeva, să tragi, să fumezi, să te speli până ptici în comă, te duce la spital, nu mai știe chi. Tu ai lăsat prechina? Ce ai făcut până n-ai avut prechina? A? Ce ai făcut? Te-ai jucat pe PlayStation? Te-ai jucat pe calculator? Ai mers la un fotbal? Ai mers cu prietenii? Îți reiei viața dinainte. Nu trebuie să fii disperat după el. După ea. Băi, asta merge și la fată și la băiat. Înțelegeți? M-a spus, e foarte greu cu femeia, dar și cu bărbatul e greu.
că acum nu se mai face armata. Dar armata se plătește. Nu înțelegi? Faci facultate. Nu ești legat de pretina ta să fii tot timpul împreună. La facultate, în armată. Trebuie să mergi la muncă în vacanță. Mă refer la ăștia cu situație slabă. Că aia cu situație bună, au mai fost cazuri și acolo. Dar ăia deja, unde au fost cazurile astea, unde cu situație bună s-a disperat după o gagică, ăla ori era prea băbălău, că unde sunt bani și din astea, știi cum vin minunățile, sugătorile. Dar știți, nu trebuie să zic. Deci nu le poți duce după tine. Trebuie să vezi pe fată, pe femeie, pe fată. Să vezi, să simți că te iubește, că ține la tine. O familie nu ți-o poți face până nu ai casa ta, nu ai coordonarea ta, tu să te coordonezi, nu că gata, mamă, tată, am terminat liceul, mă duce la muncă, uite că am pretina asta, vreau să mă însor cu ea, o ea și faci doi copii și tu n-ai unde să stai, unde stai cu părinți în casă, a? Înghesuiți, stați la rând la veceu, să mergeți, suntem la bloc, stați la rând la veceu, să mergeți la veceu, stați la rând la mâncare, să mâncați, în frigider, după aceea vă certați de la mâncare. Părinții auzi de azi înainte să închei cu mâncarea separată. Ei, mașina de spălat s-o stricat, cine o face? Păi și voi a spălat, și noi a spălat. Înțelegeți? Zi, muiere, după ce ți-ai făcut o situație, te bazezi, no, îți bine acum, pot să mă întrețin familia, mă duc în chirie, până ce moare mama și tata să-mi rămână apartament. Mă înțelegeți? Sau până faci o nuntă, să strângi un ban, cu banul ăla, să-l învârtezi, să mai faci, mai lucri. Ei înflorește acolo că-s ieftine. Eu zic, vorbind de Cluj, înțelegeți? Sucă vă unde. Eu așa-și vrea să am o școlă de copii, să-i învăț, să le dau lecții, pentru că cine-s viitorul țării? Copiii. Ei sunt urmașii noștri. Înțelegeți? Trebuie lumea să fie mai deșteaptă, mai bandită. Ca cine? Ca ăștia care ne conduc. Ca ăștia care ne conduc. Vedeți că merg la magazin, faci cumpărături de 10 milioane, iei obiecte, alimente de 10 milioane și la casă plătești 12, drept, șpagă, dau cu 4% comisiune. Vă dați seama, bani aruncați în vânt. Deci trebuie să fiți mai bandiți. Doamne ferește, apără, eu mă uit la televizor și văd o groază de cazuri. O groază de cazuri. Măi, oameni, măi, fiți mai indulgenți cu copiii voștri. Chiar dacă greșește, și voi copii, înțelegeți părinții voștri? I-am crezut că e o sără. Împăcarea cu Leo. Zevorana rupe tăcerea. Pentru un medic este foarte urât ce a făcut. Măi, auziți, mă. Nici nu vreau să mai vorbesc de ele. Nici nu vreau să mai vorbesc de ele, că-s minciuni regizate.
regizate tot pentru bani. Înțelegeți? Singura țară care se fălește și se mândrește cu curve. Cu panorame, cu curve, măi. Singura țară în televiziune care se mândrește cu curve. Le ridică. În alte țări nu este așa ceva. Și normal. Normal că fiecare părinte vrea să-și vadă copilul la casa lui. Cum am zis eu, la copiii ei. Nimic în lume și pe pământ nu le doresc decât, fără de mei carul, nu știu să stin țigările, decât să aibă o familie bună. Nimic altceva nu le doresc. O familie bună să se înțeleagă, să nu știe curvășărie în familie. Din partea femeii. El, că ce face, e treaba lui că e bărbat. Sânge din sângele meu. Înțelegeți? Și dacă e sânge din sângele meu și minte, că aș fi mai deștept ca mine, mă bucur. Deci mă bucur. Dar dacă are minte ca mine, atunci va merge înainte ca mine. Familia și-o respectă, pe primul loc, înțeleg și apoi vin restul. Dar cel mai mult asta îmi doresc. Să-și iei nevastă, uite așa în ea căreana. Măi, oameni, măi, ce înseamnă asta, măi? Și că alta m-a lăsat de 100 și de 1000 de ori. Înțelegeți? Eu v-am mai spus. Când ai o prietenă și ai greșit și a zice către tine, da, n-o las că vezi tu. Deja, auzi, nu-s curios să văd nimic, ia-s liber. Te-ai dus tu, mă duc și eu. Auzi, du-te de acum de tot. Dar, bă, nu că să suceaște și zice, nu tu ești, el roade mi-ai votat. Pentru că, când o apuca să zică treaba asta, i s-o tipărit aici. Și-o face, vă spun 100%. I s-o tipărit și-o face. Ascultați ce vă spun eu. Nu mai dau exemplu, că l-am dat odată. Înțelegeți? Așa era Bianca. Ce, mă? Nu, stai că-ți dau eu lovitura. Hopa! Zvăr! Bineînțeles. De-aia, băi copii, v-ați despărțit de prietină? Nu-i nicio problemă. Că nu-i nici ultima femeie, nici prima. Fiecare sac are peticul lui. Înțelegeți? Fiecare sac are peticul lui. Deci, uitați-vă la televizor și vedeți că sunt fete din lumea bună, dar nu trebuie la televizor, că voi știți. Aveți un prieten că asta se întâmplă. Fată din familie cu bani grei, și merge după un pricăjit. Pricăjit fiind un amărât. Dar amărâtul ăla e băiat ca lumea. Băiat cu inimă dulce și, înțelegeți? Nu trebuie să-și iei. Dacă el are Rolls și asta trebuie să aibă Rolls. Înțelegeți? Lăsați-o ușor. Nu trebuie să disperați. Nu trebuie să te-o lăsat preachina via acasă nervos, trântești ușa, te cerți cu părință. Păi bă,
Sunt bărbați care însurați, care vin tactică prostă. Vin de la, de la femei, de la curvușar. Ceea ce la el în program nu-i scris așa ceva. Înțelegeți? Nu-i scris așa ceva. Cum a fost corect, a fost la lucru, a muncit. Cum a muncit la fabrică, cum a muncit la birou, cum a muncit în directorat. A făcut un pas greșit. A găsit una și a fost la ea. A bombardat și a venit acasă. Și să simțe cum usca pe căciulă. Și ca să nu-l ia nevasta la rost, el, hai, ui, ui, hai! Nu, mă, băiatule, mă, mergi tirat, mergi împachetat. Înțelegi? Ai pățit ceva în dragoste? Salut, popor, nu trebuie să te răzbun pe părinți. Nu trebuie să te răzbun pe tine. Să te distrugi. Ia-ți cursul vieții care l-ai avut până atunci. Și din greșeli înveți. Din greșeli înveți. Când vine următoarea gagică, stai și o gândiști. Ce-am făcut prima dată de am pierdut-o pe aia? Din ce cauză m-am despărțit de aia? Noi ia să văd punctele astea acum să nu mai fie aici. Înțelegi că omul tot învață, tot învață până moare. Și tot mai are de învățat. Până moare și tot mai are de învățat. Deja bisericile se pun pe noi. Bisericile dă bani cu camătă. Ajunge inchiziția. Curând. Când preoții judeca și tortura, numai sub altă formă ajunge acum. Ei, cine-i Dumnezeu ăla care ne conduce pe noi, măi? Cine-i Dumnezeu ăla care ne conduce pe noi? Întrebare grea e asta. Ce putere are? Păi, omule, construiești o mașină la computer. Uite-te că construiești să fac acum mașini care parchează singure, care conduce cu 90 la oră, 100 la oră singure, iei mâna de pe volan, de pe pedale și mări singure. Cu tot senzorii, cu tot. Laptopul. Intri pe el, găsești tot ce vrei tu. Aparatură, telefon, măi omule. Telefon, că vorbești de aici, peste ocean. Și cu web. Și se strică, măi. Se strică. Ceas automatic. Creier elvețian. Să defectează în timp. Și pământul ăsta e de milioane de ani. Corpurile cerești de miliarde de ani, nu știm, nu putem să evaluăm, nu putem să precizăm. Nu se ciocnește Luna cu Pluto, cu Marte, cu sorile, cu pământul, toate se învârt regular. Tăte să... Deci, același sistem îți de miliarde de ani. Cine conduce, băi? Asta e întrebare care nu știe nimeni. Oricum, eu am mai citit din Biblie. Eu v-am spus, mă, Biblia e greu de înțeles. Biblia e greu de înțeles, unde am pus-o. Ia, Colean, ia-i. Biblia e greu de înțeles. Foarte greu.
dacă aș avea un profesor să-mi testeze capacitatea și să stea cu mine de vorbă, el să pună întrebările lui și eu să le dau hai hui așa cum știu eu, ar scoate esența și s-ar speria. Hai oameni, am citit în Biblie. Să dai jertfă. Fiți atenți aici. Să dai jertfă. Sânge de la animal. Și sunt pasaje unde cere și de la oameni. Sânge. Vă știți ce înseamnă să cer sânge ca jertfă? A? Sadic. Sadism. Citiți și vedeți. Nu știu, n-am făcut. O trebuie să ies afară că am vrut să fac semn, să vă arăt și nu mai știu ce am făcut. Că am deschis-o la întâmplare. Eu nu deschid Biblia de la început. Eu așa nu e la întâmplare, deschid. Și citesc. Înțelegi? Sadism. Să dai sânge. Păi de ce? A? De ce să dai sânge? De ce îi plăcea la Dumnezeu sânge? A? Sângele să mi-l dai mie și carnea să o mâncați voi. Nu, ce ziceți? De ce îi plăcea la Dumnezeu sângele? A? Interesant. Foarte, foarte interesant. Asta eu le povestesc cu un pocăit. Că ăștia sunt proști, pocăiți. Ei numai zice că sunt pocăiți. Flocăiți, bea-mi iarcarul. Dar-s proști, nu-și dă seama. Nu-și dă seama. Ei te duce pe calea lor și ce le învață predicatorul, pe predicator alții și mafie. Bineînțeles. Să ce sunt? Tu n-ai văzut că tai o găină, măi, și ți-mi milă, măi. Și porcul ăla, când îl tai să chinuie săracul, guiți, guiți, guiți! Înțelegi? Dar o faci cribă, bă. A bine, că ăsta e menirea lor să-i fie păpață. Da? Asta m-o să păci, că am citit, am vreo. M-am pus cu veverița pe la tri să se culce până la 6, că așa a învățat-o Liana. El a trecut la 6, stătea Liana, făcea așa în ea și dormea. Și-o punea jos frumos, o acopere și se culca. Au zis Liana, așa s-o cul și eu. Am un mâine vă arăt. Florile. Au zis, o cumpăra Liana flori ca să mă verifice că stau acasă. Florile trebuie udate dimineața și seara. Dacă nu s-o uscă. Îți gătează florile mele. Veverița, să-i dau de mâncare regulat și să o culc regulat. O pun pe cântar, o slăbit. Înțelegi? Nu mai dorme regulat. Când vine Liana, mâine spart. Înțelegeți? Bine, mă culcă veverița. Bine. Cum să nu? Băi, interesant. Interesant. Tot pe pământul ăsta e interesant. Tot. Lucruri care acum iasă, ce nouă, pentru noi e noutate, ăștia le știe cu minim 10 ani în urmă, 15, specialiștii, înțelegi? Specialiștii știe ce se întâmplă peste 10 ani. Ascultați ce vă spun eu, nu vorbesc ca iurea. Nu vorbesc ca iurea. Da.
se pare ieșit din comun. Pentru că Dumnezeu zice că a fost un bun. A făcut regulile, înțelegi? Tot dulceață, lapte, miere, iubire. Și zice, dă jertfă, tai-l sângele, dă-mi-l mie și carnea în cotul. Și fiți atenți că nu numai la animale se referă, și la oameni. Și la oameni. O să mă apuc să caut și să văd. Și la oameni. Canibalism. Înțelegi? Să bei sânge. Sângele când îl dă mie, dar îl turna într-un altar, sângele îl turna acolo, înțelegi? E că era ca și cum să-l bei el. Carnea mâncă-tu. Și cum iei mielul. Înțelegeți? E coptilul Domnului, că era cu mielul. Și noi îl sacrificăm de Paște. Ceva să combate aici, mă. Sigur, măgarul, cu crucea pe spate și turcii face kebab. Nu-i bine? În fine, Oana Zăvoranu, săraca, Doamne dă să-l revie, Doamne dă să-l revie, ui. No, asta fiți atenți, subiectul meu, dragostea. Atâta l-a iubit pe ăsta, măi, pe Pepe, măi, și ascultați ce vă spun eu, 100%, cât o sta cu Pepe, asta nu a mărs, măi, cu morcoviața ăla, măi, cum îl cheamă, Teddy, Tudy. Știi cum bag mâna în foc? La 1000 de grade Celsius. Nu a mărs, măi. Asta nu m-a făcut ca și... Când v-am povestit de o Bianca, s-a făcut că a scris un bilet de dragoste și l-a ascuns ca să mă facă pe mine gelos cu alea și l-a ascuns. Așa l-a ascuns să văd eu. Înțelegi, așa era altă mentalitate. Aici altcumva. Asta ca să-l distrugă, să-i facă ciudă, o zis că cu Teddy. Înțelegi, dar în filme, eu am zis, când ai muiare și artist, actor, trebuie să... Dacă trebuie să-l sugă, îl suge. Mimează și înțelegi că nu ăla-i filmul, n-ai ce face. Dacă nu, tu lasă-te de meserie ori, înțelegi. Deci, am văzut că nu l-a putut ataca pe ăsta, pe Pepe, cu toate chestiile alea. S-a lăsat la mâna ei încet, încet. Când e bolândă, e bolândă. La asta-i trebuie un bărbat pe măsură, ca mine, unul ca mine. Ma pe mine nu are șansă, că Liana... nu-l las. Înțelegeți? Dar unul ca mine. S-o șoldească bine. Sadomado cu ea, sadomado. Legată cu cureaua de gât în hățuri, în casă plimbată, cățea. Cățea, după mine, uze, bă, păn, îți place sexul, da, stai să-ți dau, legată de calorifer, până când nu mai poate, leși, nu te-ai săturat, mai întrebe, îți mai dăm, alo, zuinters, din ăla, cum se zice, chemați încă tri, fără muieri, încă tri, ujei. Bine, mă, bine înțeles. Iar vine mintea la cap, băi oameni. Așa-i. Nu știu dacă să înțeles voi prea multe din ce am văzut eu. Dar copii,
iubiți-vă părinții, indiferent cum îți iei, că așa-s vremurile. Să nu credeți că dacă vă ceartă, vă ceartă din plăcere, să mai recrează și ei, își varsă nervii din greutățile care le are pe cap. Iar voi, fiți băieți deștepți, nu dacă faceți ceva bine și vă certați în casă, că nu cum o genul de copii care vine acasă nervos, trânchește, dă cu pumnul în masă, cum blamăsa la tată sau la... Ei, vedeți că și voi veți avea copii. Și va vine rândul. Cunosc la noi în cartier. Cunosc la noi în cartier. Fii atent. Copil care l-a bătut pe tatăsul. Taică s-a murit. El s-a însurat. Și-a făcut copt băiat. Băiatul a crescut și la rândul lui l-a bătut și băiatul pe el. Returnela. Înțelegeți? Pentru că cineva acolo sus ne conduce, ne cunoaște, ne... Nu suntem făcuți degeaba pe pământ. Fiecare are menire, o menire. Are o menire pe pământ. Deci degeaba nu suntem făcuți, ascultați ce vă spun eu. Înțelegeți? Eu v-am mai spus. Nu vedeți că murim. Și zice că sufletul nostru urcă în ceruri și pe noi ne bagă în groapă, la 2 metri. A? Cum adică? Nu. Acolo merem jos. Acolo merem jos. Și stăm la pândă. Poate o zi, o săptămână, un an, 10, 100. Până când? A? V-am mai spus. Eu v-am mai spus. Știți când ieșim afară de acolo? Noaptea. Când cântă cocoșul, dimineața, trebuie să fugim înapoi. Duhurile, spiritile. Fiți atenți, pentru că l-ați văzut pe câine. Dintr-o dată, nu-i nimeni. S-o pisică acasă. Înțelegi? Ei le vede care au șepi, le simți. Noi avem pula. Și așteaptă. Și 100 de ani. Poate nu mă zi. Să se reîncarneze. Cum? Caută persoana. Asta e grea. Asta nici eu nu știu. Dar bănuiesc că așa e. Caută persoana. Femeie sau bărbat. Înțelegeți? Femeie sau bărbat. Caută persoana să se bage sub pielea lui. Dacă e bărbat, intră în trupul lui și când o bombardat, femeia l-a născut. Dacă intră în trupul femeii, intră acolo în ovarele ei și înțelegeți? Tatachie, înțelegeți? Și îl naște. Nu o să naște nimeni aiurea. Tot noi suntem aceiași. Aceiași, bă. Ne învârtim prin rotație. Ne învârtim prin rotație. Eu v-am mai spus. Merg pe stradă, în alt oraș, în altă țară, pentru prima dată în viață, și zici, mă, așa mi se pare de cunoscut locul ăsta, parcă am mai fost pe aici. Vezi o persoană, te uiți atent la el, mă zice, așa mi se pare de cunoscut, parcă o cunosc de undeva.
înțelegeți? Asta sunt când ai fost tu după ce te-ai reîncarnat. Bineînțeles. Cutiuță, băga la cutiuță, te-ai născut. N-ați văzut mai că vine popa când te naști? Popa când te zori, popa când mor, popa, ce dracu, nu merge aici așa. Îți citește, îți blagostovește, ești. Deja v-a zis, ai, doamne, eu n-am putut să știu un procuror. Nu mai omule, măi, ce-a făcut așa? Cine? Piei! Piei, satan! Ce-a făcut așa, mâncam așa că mi s-a scolat părul în cap? Ce să mă chem? Eu nu mă mai cuc acasă. Doamne, de ce vorbesc de asta, doamne? E plasmul 2 cu 3 de botă să mă iei. Du-te-ne aici. Nu, de ce n-am fost procuror? Nu, măi, ce ți-ai scris în viața aia trebuie să fii. Are rost să plâng, să te năcăjești, că deja va fac școli. Păi, mă, voi care învățați bine, ia uitați-vă între voi. Voi care ați terminat școlile, liceul, uitați-vă între voi. Sunteți care știți că sunteți mai bun ca ăla și ăla are un post mai bun ca tine. Și tu ești mai bun ca eu. Asta e menirea lui. Înțelegeți? Asta e menirea lui. Uitați, nu mai are curând. Oana Zăvoranu, e optica curul jos. E optica curul jos. Are și ea 40 de ani trecut. Săraca. Tocuri de 35. Michael Jackson. Asta îi... Uitați-vă. Deci pune ochelari din ăia și își mai dă și un pic de pudră. Băi, Michael Jackson, măi! Ascultați ce vă spun. Nasul are fix ca el. Cum l-a avut el. Așa asta să vă povestesc. No, ce ziceți, da să fac un din ăla live, să stau cu voi. Deci copii, tineretul de azi, viitorul de mâine, să ne înțelegem, fiți capabili, ascultători, iubiți-vă părinții, că la rândul vostru veți fi iubiți și voi de copiii voștri. Lăsați să curgă de la voie femeia care vă urmează în viață. Sau fetelor, bărbatul care vă urmează în viață, pentru că divorțurile și despărțirile nu-s aiurea. Până nu-ți găsești consorta adevărată, te vei despărți de N ori. V-am pupat, Nelson Mondialu. Doamne, dă să vă găsesc din prima, să nu fie nevoie de divorțuri și alte supărări. Vă pupă, tata! Avala! A-a!